Un protest a avut loc în fața primăriei capitalei. Membrii fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău au cerut autorităților să asigure cu apă potabilă elevii din clasele primare. În acest sens, protestatarii au depus și o petiție semnată de 300 de părinți copiii cărora învață în școlile din oraș. Am venit astăzi la protest ca să susținem acest proiect, să fie apă potabilă pentru copiii noștri, cel puțin pentru copiii din clasele primare. Evident că de apă potabilă este nevoie și pentru copiii mai mari, nu doar pentru clasele primare. Noi considerăm că hidratarea organismului și apa de calitate pentru copiii noștri este o precondiție critică pentru dezvoltarea lor armonioasă. Respectiv, credem că autoritatea publică locală trebuie să aibă grijă de acest aspect și nu copiii trebuie să vină de acasă cu sticluțele, dar să fie în interiorul instituției accesul la apă de calitate. Vreau să menționez că acest proiect de decizie este o continuitate a unui proces deja pornit anul trecut, prin care, datorită inițiativei PAS, deja în grădiniță copiii sunt asigurați cu apă potabilă. La rândul său, primarul capitalei, Ion Ceban, a scris pe pagina sa de Facebook că problema aprovizionării cu apă potabilă a instituțiilor educaționale este actuală nu doar în Chișinău, dar și în toată țara, unde situația este și mai gravă. Acesta roagă protestatarii să iasă din campania electorală și să nu uite că deja sunt la guvernare și au posibilitatea să se îngrijească de ce apă beau copiii și cei din localitățile de nord, sud, centru. Edilul mai menționează că primăria oferă zeci de servicii sociale copiilor și profesorilor, printre care compensația de 70 de lei pentru procurarea abonamentelor la profesori și o compensație pentru serviciile de transport copiilor cu dizabilități și persoanelor care îi însoțesc, și solicită ca de aceste facilități să beneficieze copiii și profesorii din toată țara.